suntem acasă la artistul Emil Mureșan, doar o pânză de Paianjen Emil Mureșan, care ne va aștepta în luna august la lansarea albumului biografic. O viață de artist este prinsă doar în câteva file, să spunem așa, într-o carte, dar o carte atot cuprinzătoare la tot ceea ce înseamnă cariera domnului Emil Mureșan. Astăzi suntem acasă la el pentru a afla mai multe detalii, pentru că într-o carte întotdeauna mai rămâne ceva de spus care cred că n-a putut fi cuprins în această carte. Suntem aici la domnul Mureșan, îl felicităm încă o dată, îi spunem sănătate, mulțumesc, să rămână mulțumesc alături de noi, pentru că multe lucrări de ale dânsului sunt în orașul nostru și ne face plăcere de fiecare dată să mergem, să vizităm galeria și să vedem lucrările. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest album. Acest album s-a născut la dorința mea, în primul rând, și după aceea cu sprijinul deosebit al lui doamna Camelia Storcescu de la revista AS, care acum vreun an și ceva mi-a scris un articol foarte frumos despre activitatea mea și ea a ținut neapărat să facem, să realizăm o carte care să reprezinte o părticică din activitatea mea artistică. Sigur, cartea nu a ieșit așa cum am vrut noi, pentru că era vorba de 200 de pagini, ea a fost scrisă la 200 de pagini, iar din cauza banilor și problemelor financiare, trebuia să reducem la 100 de pagini. Sigur că multe din poze, din realizările și din sculpturile care trebuia să apară și poze cu Paianjen, le-am tăiat, pentru că nu puteam să le realizăm. Dar a rămas cele pe care nu le-am publicat până acum, în alte caiete de-a mele, știți? Și impresiile au fost scrise de domnul Vâlcu, care în a doua carte pe care am publicat-o, domnul Vâlcu a scris un articol foarte interesant pe care l-am băgat în cartea aia numai jumătate. Și m-a luat la rost, atunci a spune, tu trebuie să pui tot articolul meu, pentru că eu ce am scris acolo este sfânt. Eu dacă scriu, nu riscălesc nimic ce nu este adevărat. Da. Și acum, săracul, înainte cu o săptămână de a muri, m-a întrebat ce cu cartea aia, că eu o să mor și n-am nu știu să vorbesc despre cartea aia. Exact așa s-a întâmplat și am pus în cartea lui tot articolul care l-a scris în carte. Era să scriu și eu câteva cuvinte, dar am zis că ce scrie în carte este suficient, pentru că nu mai puteam să mă ocup alte pagini și am zis că... Și oricum la lansare, da, o să ne spuneți cuvintele. Dacă nu o să fiu prea emoționat.